Ok, hai salut, are lume și bine am găsit la episodul 3 sau 4, la mine e 3, la el e 4, dar are nicio importanță. Înainte să începem, v-aș ruga foarte frumos să apăsați butonul de like și subscribe dacă place și acest episod în continuare și acum poți să vorbești. Bă, acum observ, zici că sunt pijama, aliotite, vezi? Pijama, man! Hai să vorbim cu ăsta, cum îl cheamă, cu galiet ăsta. Păi știi, păcă când arată deasupra lui semnul exclamări. Da, e gata. Doar vorbei, că eu știu de misiune. Ce ușor, știi? Da, deci dacă îți faci iubita, ai înțeles că trebuie să fii neapărat din clasă cu tine sau așa. După mentalitatea lui Răzvan. Aolea, doamne. Bă, dar îmi fac la facultate dacă nu-mi fac la liceu, doamne. Ci că, așa, păi și zic, păi și ce mă, la școală la tine n-ai fete? Și zic eu că, da, păi nu, că nu-s frumos, ești Egor, că dacă nu te suportă, că ești enervant. Bă, probabil nu-l bag în seamă, știi? Bă, nu pot să vorbesc cu ăștia, cu ăsta. Nici eu. Ai vorbit tu pentru noi, da. Merge? Da, merg. S-a pus și mie să distrug. Ok, du-te, mă, frate. Cum pui mesaje? No. Dar ce mai nașpa să ai la tine în clasă? Te saturi de efectiv. Da, am avut de ăștia în clasă și la început de liceu și după două săptămâni s-au despărțit, știi? Și acum gen nu se mai suport între ei, știi? A. Vezi de asta, frate, o... De asta n-aș vrea să fii în clasă cu tine. Da, știu, dar nu, că el vrea din aia, știi, să învețe bine, să joace chestii și să-l placă și pe el, știi? Bă, o găsi eu de aia, știi, tocilară de aia, grasă, știi? Doamne... Jiu... Da, m-a pasat. Am primit cu ăla. Da, știu. Aoleu, doamne... Stai, bă, așteaptă-mă că m-au oprit ăștia, îmi trag în mine. O să zic eu că o să calte itemul rar, știi, aoleu. Hai, gata, hai. Ok, vezi că trebuie să luăm... Aoleu, dar cum dracu, mă, că e pe vibrații? Secret, discret. O să-l pun pe silent, poate așa merge. Și vezi că găsești o modalitate să audă și atunci ea. O să vezi că începe să mă sune și dacă mă sună se aude, știi, tot vibrează. Ce faci, bine? O să zic o de ea. Cumva ai găsit pe alta, vrei să vin la tine acolo? I-a zis Alexe. Da. Lă, doamne. Dar totuși cum te-ai cunoscut cu ea, de curiozitate? Omega. A, e clară treaba. E clară. Ce ai, bă, că am găsit-o tot pe una clasa 8-a care zice că i-a făcut oral 1, da? Deci te rog frumos, pe aia trebuia să o iau. Bă, să vezi ce am avut eu la liceu, că la liceu la mine sunt de la 1-8, știi? 1-8, 5-8, da? Aha, da. Mama, ai matriculat-o pe una de-a 6-a, știi de ce? Că făcuse un pariu cu unul de-a 6-a și el a câștigat și ea a zis că faci orice și ghiși ce a zis ăla să-i fac, blowjob. Și a făcut. Și ghiși ce? Ăla a filmat și a cerut filmarea și s-a pus-o ea pe Facebook-ul ei. Dar vreau și eu, dă și mie filmarea. Păi nu, că și-a șters aia după Facebook și au matriculat-o profesorii că au văzut pe Facebook ei cum faci blowjob și fix în școală, bă, făcea panorama. Bă, dar cum vă să-i ceri ăla video-ul și să-l pui pe Facebook-ul tău? Da, dacă fata vrea să-l aude. Da, ai matriculat-o, n-ai. Și părinții cred că stare mândri de ea. Da, știi? Bravo, fata mea, ai învățat să faci din așa să blowjob, o să ai o carieră de curvă foarte excelentă. Nu? Da. Centura, fata mea, ai meserii de acum. Hai. Tăte, mă, păi și mă, zic că mă, când eram eu a șaptea, fetele nici nu vorbeau despre sex, dar să mai și facă. Bă, sunt alte vremuri acum, generație nouă, știi? Da, deci trebuia să mă nasc și eu puțin mai târziu, știi? Acum, bă, dar stai să vezi, când i-auzi pe ăștia de-a întâi acum în jură, știi? Cu de-astea, știi? Da, aolă, da, bă, pe bune, sunt aia care ne jură mai bine ca mine. Bă, și când mă gândesc, când am tăiat, eu nici nu te-am zis în jur, așa, știi? Ziceam să te trag și doar atât dacă era, știi? Eu zic că ești prost. Trebuie să distrugem de astea antene. Da. Antene parabolice. Le tăiem cablul la extraterestri. Bă, dar văd că distrugem cam ușor pe aici. Da, suntem OP. Suntem singuri. De
pe aici. A, da, ne. Cola, am primit cola. Copiii ăștia din ziua de astăzi, da, dă-te că ține-o pe mine, tu oprește chestia aia. Copiii din ziua de azi cât înjură, bă. Mai trebuie să distrugem încă 3, ești nebun. Bă, și e amuzant că ăsta e ce de băieți, deci sunt unii care din 3 cuvinte, 200 înjurături la o într-o propoziție. Bă, știi grec cine nu știi la ora actuală să înjure? Răzvan! Răzvan, exact! Aaa, da, uite, bă. Ăla nu mai știi că, ăla zice exact ce zici tu. Dude, da, bă, și mă și nervează, mă. De asta, gata, îi scriu 10, îl sună 10 minute, văd ce faci și gata, du-te dracu, mă enervezi. Hai la poliție, iar. Da. Merg pe șina pe asta de la metrou ca să nu mai mă lovească aia. Tu mergi încet pe acolo, nu? Da, 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 nu contează. E, oricum aici nu contează, știi, gen trebuie să vorbim cu ăla, știi? Alex, se curse? Da, mai târziu. Uite-mă de aia care vor să facă duel, știi, cu cap, cum arată. Dar de ce este aia de level mare, știi? Da. Și e nervant că nu ți-a dat level decât când dai duel cu el și vezi acolo level maxim, știi? Da, level 30, du-te, mă, n-ai. Zice, strălucesc mob, what the fuck? Uite pe Scarecrow. Atunci urât poate și tipul ăsta. A, trebuie să vorbim tot cu ăla, cu ofițer. Păi da, cu ofițer vorbim. Să știți că când auziți un băzâit de la Alex, la căști. Dar nu, e amuzant că nu se întâmplă mereu. Se întâmplă foarte rar. De exemplu, cu Răzvan e mereu când vorbesc că nu s-au niciodată. Jiu. Dacă mergem la Area 51 sau Dex Toxic? Nu, lasă Area 51, mergem la aia cu Dex Toxic 8 Avenger. Bine. Nu știi că la Area 51 trebuie să aștepți până găsești player, bă. Da, 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 da. Și e dungeon ăla, nu e... Da. Head to cape, nu știu ce. Băi, eu cred că am făcut level. Da, mă, suntem level 9 acum, văd. Ți-am spus că am făcut level. Wow, a, nu, stai, super speed, unde era? Speed, fly. Ah, stai, că aici trebuia să ne schimbăm tasta, știi, da, că era până. Da, mai știu. Stai, settings, control. Stai, unde era? Nu, nu la computer. Gameplay, nu? Sau unde? Știu că dădeai mult de ea și... Dar nu, dar unde e aia de tastic? Nu mai știu. Da, la control era. Ah, la keybin. E la keybin. Setting și dădeai pe prostia aia la... E la keybin, mă. A, uite, mă, fast move aici. Pun Q. Era... Ok, stai unde era. E fast move and lock, ca să știi. Da, fuck. N-am dat save. E la keybin, mă. Da, keybin, a, uite. A, pe cât ai zis că puiem? Eu am pus-o pe Q. Eu o pun pe capă. Ok. 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 I'm ready! A, e aia când doar din mouse controlezi, știi? Da, da, da. Tu acolo zici că ești Flash. A, dar chiar, bă, și ăla, Unjust Gods Among Us, i-a făcut de aia care au făcut Mortal Kombat și tot la fel, gen un X-Ray de ăla, știi? Fii atent la, la Flash, știi care este? Îți dă una și bag o viteză atât de mare încât faci în conjurul pământului și vine cu un pumn, așa, știi? A, da, știu, știu și la asta și la un moment... Da, era ceva și într-un desen asta, când se bătea cu tipul ăla lui... Hai, uite o misiune aici și dacă în zona asta știi că... Da, am ajuns. Uite, hai să vorbim cu asta. Știu că era așa un desen, într-un desen, se bătea cu tipul ăla, Kiel, care îl urma pe Superman. Lexus, Luthor? Așa, da, 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 și făcea ăla, și ăla era într-un robot ceva super puternic sau așa. Nu, ăla e într-o armură, știi? Așa, știu și în desen, mă, desenul ăla. Dar ghiși ce? Lexus Luthor este aliat cu Batman, dar în același timp lucrează pe la spate, că e de partea lui Batman, știi? Da. Așa și era desenul ăla, Flash l-a bătut pe Lex, că nu știu ce se întâmpla, și făcea ocolul pământului, știi, și s-a mișcat atât de repede și făcea ture așa în jurul pământului și dădea câte un pumn, așa făcea tură în toată pământul și după ce l-a bătut, așa, nu știu, se mișcase atât de repede încât o mersese în altă dimensiune, știi? Da, mă, da. Dar tu știi că, mai știi că era într-un film când... Superman se învârtea atât direct din jurul pământului încât dădea timpul înapoi. Da, 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 se învârtea pământul invers. Sau mai este o fază.
Ză tot în ăsta, în apare și ăla și tineri titani, știi, Cyborg, Raven. Mai puțin Starfire, Starfire nu apare niciodată. Da, aia probabil era doar în desen, știi? Da, s-ar putea ca aia să fi fost diferită. Să fi fost doar așa. Dar Cyborg și Raven, dar într-adevăr apar. Bine, n-arată chiar ca în desen, dar arată. Bă, Cyborg arată totul negru, știi? În desen era albastru, dar nu contează. Era negru doar când avea baterie. Dar ce vreau să zic? Și aici nu mai e Robin, e direct Nightwing. Da, păi deja crescuse, nu? Da. Și fii atent că dacă în anumite mape, dacă îi duci în colțul mapei și le dai un Q de picior, poți să-i arunci gen și stelea, gen cum intră prin pereți, lovești mai multe chestii, știi? Și le dă damage. Înțelegi? Gen la o fază pe, în Watchtower, îl arunci în colțul mapei, adică la stânga, și treci prin mai multe navi, cadi și ajungi la reactor și cade o navă de aia, știi, și ia gen jumătate de viață. Înțelegi? Tare, da, tare. Adică e cum în Mortal Kombat X, te folosești din mediul conjurător. Bă, încă mă chinui la Mortal Kombat, mi se pare imposibil de greu. Bă, la final te bați cu Shinnok, Da, Shinnok. Corupt, la fel e și la Tower-uri. Da, păi da, păi la Tower-uri am făcut, bă, dar frate, deci poveste, deci mi-au bătaie, deci în ultimul hal ăia, mă enervează. În nouă era mai simplu, frate, băteam ușor. Da, în ăsta dă, dracu, că mor de 2-3 ori, mă bate. Eu nou m-am chinuit, mi-a luat o groază la final. Așa o... Un dracu-l chema, că am uitat. Shinnok. Nu, la în nou m-am chinuit mult la fost. Uite, Shao Kahn. Bă, uite, ăsta are un golem după el, ia vino să vezi. Ia vino să vezi, are un golem după el. Ia vino să vezi. Bine, bine. Ia ce? Ce tare. Vezi? Are un roboțel. Nu-i golem. Tare. Hai să-l furăm pe ăsta. E pe mental ăsta, e pe mental. Probabil că a și dat ceva să-l aibă. Bă, cred că e un fel de summoner pe mental, știi ce? What the fuck, cum am făcut asta, bă? Stai, te învârți. Cum dracu? Nu știu ce mă înțeleg prin ei. Ai fi apăsat butoane random, nu știu, zic și eu. Cred că vreun combo de ăla, știi, de la... După... De la basic attack, știi, nu știi? Da. Cred că am apăsat din 9 ori și apoi am ținut hold, știi? Probabil. Dar m-am pus arendă, că doar și genul, stai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu știu, mi se pare că un fighter mai ca lumea îl joci după controller. Probabil că da, să adevăr. Păi e mai simplu așa. E mai ușor să faci combo-le, știi cum e în Mortal Kombat, da, ți-l ai. K-J-K-L-I-H-S-D-M-N. Așa, și ca dacă vrei să faci X-ray-ul, ai acolo P și punct și virgulă, știi, ca să faci X-ray-ul. Și stai așa, de-aia la hai să stai să-l prindi și pui două degete acolo, știi, îmi pui. Logic mai simplu, că așa ți le faci direct, controlul le faci direct, mai simplu cu L și R-ul tău, știi, de pe alea, e mai simplu. Trebuie să arestăm, știi, trebuie să găutăm de-aia, HUD, vezi? Da. Nu găsesc să-mi bat picior. Am găsit 5 până acum. Uite, l-am găsit, ăsta e. Ăsta e, trebuie să-i arestezi. Gata, am găsit unul. 6. Mai trebuie încă 4. Uite, nu, ăsta nu e. Ba da, uite, l-am găsit încă unul. Bă, dar zici că am totul gol pe aici, zici că am dat deja clear-ul, știi, la tot. Bați prea repede, mă. What the fuck, ce ciudat arată, băi. Mai e disperatul ăsta cu golul. Uite, am găsit și eu un, cred. Nu, n-am găsit, fac. De obicei sunt acolo unde e un Razer și un de la mare, e și ăsta. Păi da, m-am dus și eu, dar de fapt era Hopper la mine. Bate ăla cu golem și de asta numai. Ok. Încă 3 hai. Trebuie să mai fie pe aici. Uite, Sora Catarina, a combinat Soraka și Catarina la numi. Soraka, da. Uite, vezi? Da. Van lol, clar. Hai să-i facem cunoștință cu Răzvan. Da. Dacă ei se joacă pe vest, că nimeni nu joacă pe norm, dacă ai observat. Decât români. A, ce, s-a mutat și el pe vest sau ce? Nu, Răzvan a făcut platina pe norm. Și e tare mult de el. Că l-ai cărat un sezon trecut, nu? Da, acum nu, că acum e player bun. Și eu tot timpul îi zic că e slab. Bă, picior, eu dau numai de boostering gol, băi, și asta mă enervează.
Aia știu ce, jucasem cu unul. Bine, jucam pe cont, sens, jucam pe contul lui Shadow, jucam șaco sau ceva. Bă, și mă distram atât de tare, jucam șaco și zăzusem în echipa adversă, era o română, era o român sau româncă, nu știu ce, jucam Morgana, știi? Și îi zisesem, bă frate, nu știu ce faci tu acolo, dar știi că n-ai nicio șansă să câștigi, știi? Și începuse aia, ba nu, că sunt și murb din Diamond, așa și aaa, da, și tot zic asta, știi, și-ți dă un cont de la, de la un streamer, știi? A, așa, știi? Sunt și murb, așa și oricum pierduse meciul, a avut Morgana. Mai avem de distrus Venom canistre. Da, da, trebuie să distrugi astea că sunt aici, astea. Așa, știi, și... Asta nu? Ok. Jucasem Morgana mid, știi, că sunt șmurt și de unde, că jucasem Shaco, junglă, știi, că mă plictiseam. Și că nu mai așa joc. Bă, sau mă enervează când tu ești ăla bun și tot pe tine dă vina aia, știi? Da, eu le dau mutol și du-te-n pizda, mă, am observat că mai mult mă enervez dacă stau să vorbesc cu ei. Mai ales că mai am pe contul principal, am cet restrict încă nu știu câte sute de meciuri. A, dar mi-ai zis că nu luase 1000 parc sau nu știu cât. Nu, nu, luasem în total, dar... A, tot de doxicate aia, ai auzit? Da. A, vezi că va veni din sus canist. Da, se spawnează astea 3 aici tot timpul. A, eu am găsit aici 3. Păi sparge-le. Da, acum mai am primit 294, nici măcar 300, 294. Și mai am, uite aici am câteva, dar sparge un retard. L-am luat, am luat-o. J. Am luat exact la ultima. Ne-a dat-o de aia, o casă. Da, poate dacă e mai urâtă ca ultima. Nu, nu, clar nu, please. Aolea, stai. Ideea de biker, ai văzut? Am văzut. Da, trebuie să intrăm... A, aici ne batem cu Bane, hai. Da? Da. Okay, 16 minute, ce zici? Merge. Hai, uite-o curs aici. Ia, uite-o misiune, hai să o luăm, că tot intrăm înăuntru, știi? Da. Hai. Lighthouse Keeper. Dar știi, noi nu avem nevoie de... Ui, ca lumea, gata, eu joc LOL, am înțeles. Ăsta ne dă o mantie, las că e ca lumea, știi? Da. Da, ok, deci ai înțeles logica, dar eu nu vreau să... A, ok, am primit și eu că te-ai uitat tu. Hai, deci... Joacă LOL, n-ai nevoie de prietena, asta e. Clar. Se mărâne, bă, ce-i trebuie prieten? Are Sona, are Catarina. Păi de asta m-am plictisit și eu de LOL, de asta vreau să merg la sală, m-am plictisit de atâta LOL să stau toată ziua să mă joc. Deși eu în vară, că-s mai liber în vară, știi? Păi de asta nici n-am mai postat atât de mult, m-am plictisit, efectiv. Mai vorbeam. A? De ce? Eu oricum în timpul școlii am zis, postez marțea, joia, sâmbătă și duminica, știi? Da, e bine. Și eu postez așa, dar nu mai postez așa de des cum postam zilnic sau două videouri. Mai postez o dată la o zi, două, știi? Nu știu, mai vreau când vreau să vă filmez sau ceva, mai găsesc, mai vrea cineva să vrească cu mine pe WhatsApp și după aia nu mai am chef. Ce dracu-i punctul ăla galben? I don't know. Încearcă, cred că vezi că o iei pe sus ca să ajungi la ele, avem. Nu, pe jos trebuie. A, da? Dar unde pe jos? Că aici nu... unde și eu am nevoie un pic, aș doar că-s cam greie. Rămân fără mana, asta mi-e nervează. Hai, unde ești? Ești mai sus? Ești jos! Jos, mă! Ah, lol. M-ai găsit, da, hai. Gata. Și cum ajungem la punctul ăla? Pe jos. Okay. Aaa, uite cât sunt de bătuți, vă scări, bă. Sar peste ei și spargi chestiile alea. Canistre. Da, le spargi acum. Canistra, adică Calista. Bă, Calista e OP. Bă, eu vreau să-mi iau negru. Ce? Vreau să-mi iau pe negru. Calista? Negrul. Pe tipul negru, mă, pe Lucian. Aaa, vrei să ții nigărul. Dar da. De ce? Că Calista e mai bună. Aaa. Îți scrie și un suport bun care să bagi. De obicei dacă dau ult, am jucat cu ea la free. Ne-am ultimat aia full HP în loc să se duc în ei din cont, să duceam în direcția opusă. Știi? Mai sunt, dar e mai OP, faci kite mai ușor, e mai bun așa. Aia e ăla care e foarte OP dacă ai runanul și Blade of the Ruined King. Da, da, niciodată nu faci runanul first item. Știi, eu faci Blade of the Ruined King să ai damage. Sau poți să faci cu Bloodthirst first item. Sau cu Infinity, mergi cu Infinity-ul. Da, eu sunt obișnuit, cu Infinity sau Blade of the Ruined King. Nu mai sunt obișnuit cum era în sezonul trecut, știi, first item. Da, da, e bun și ăla pentru Calista. Eu îți dă susțin. În fine, oricum, nu intrăm în detalii, nu joc de Kirin, nu place. Vreau să-mi iau Vayne. Ah, nu, nu, cancer, cancer! De ce, mă, că-i prea OP late? E OP late! Aoleo, merit să arzi! Dar nu știi ce e OP late?
Du-te, bă, că Vayne care pierde lane-ul contra oricui, care rămâne în spate cu farm-ul contra oricui, care da, moare din 3 basic-uri. Și în late. Ajungi tu în late cu ea, păi termin match-ul înainte să ajungi cu ea late. A, gata, am distrus ăstea, what the fuck, da? I, Y, ce naiba? Să te audă vreun jucător mai bun, că zici Vayne, aaa, mă eriți bătut, bă! Bă, stai, că mi s-au deschis prea multe chestii, nu știu ce naiba. Storm, avem, am făcut level. Ați auzit, dar joacă, vrea să joacă, ia Vayne, ai de capul meu. What the fuck, bă, ia uite! Ce? Uite ce fac eu aici. Ce faci, mă, zăpadă? Pride, uite, mă, am primit mantia. Ai mantia aia ruptă, știi? A, dar aia o puteai lua și de la început, așa, dacă o vrei, știi? Știi, oricum, dar e mai bună ca mantia care o aveam, măi. Știu, îți dai seama, orice mai bun ca aceea. Eu las pe asta ruptă, că par mai așa. Par dintr-o bătălie, știi? Pare, da, mă, cap, lă, unde eram? La J. Să mă trețeam și nu mi-a mai pus puncte în alea de mult. Cinciu! Ploaie, bitches! Da, nu mai știu. Pe cât a fost seama ca să-mi pun spellurile? Asta nu mai știu. Și ce am făcut lui ăsta, bă, uite! L-ai făcut vlog de gheață, am văzut. Ha, mai știi, mă, că la grot te-ai făcut unul și să juca maimuța cu tine. Da, da. Ia stai, stai un pic, nu deschide ușa. Prea târziu. Hai, că oricum nu vine nimeni. Stai, stai să ne uităm, să vedem pe ce să pun spell-urile, că nu știu nici eu. Nu mai știu. Haș? Nu. G? Map. L, M, N. A, gata, știu cum. Dă-i la vrăj și loadouts. Și damage. Deci, ți-am pe când era vrăjile. Kappa și loadouts. Așa. Stai că nu mi se deschide nimic cu o chestie asta. Kappa, loadouts și damage. Nu merge pe nimic pe Kappa. Mă, eu ce-am primit? Ah, ce nu pot să pun. Erau armii, dar nu pot să le pun. Trebuie la Brawler, știi? Ah. Ai dat? Nu se activează Kappa, aia o să mă uit după video. Pe aia care deschizi vrăjile oricum. Da. Aaa, știi de ce? Că tu ți-ai pus pe Kappa super viteza și ai resetat KB-ul de a deschide vrăjile. Aaa. Vezi? Aaa. Ți-am spus să o pui pe Q. Hai, pune-ți aia, eu mă bat cu așa aici, cartea ta. Stai, KB-ul reset. Și number, fast mode și o pun pe Q, hai. Ia, deschide Kappa, om, îți vezi. Dai mea. Vezi? Da, da, acum mergi. Ți-am zis. Weapons. Super speed-ul. Mai avem aici, ce mai facem? Asta, nici nu știu ce fac fiecare, dar le pun așa for fun. Powers. Immolation. Nu asta. Ignition. Aici. Care să iau? Asta. Mă enervează că ăsta are multe scuturi, din câte mi-amintesc eu, da, și uite și acum. Da, pentru că-ți vrăși defense. Dar mi-am pus pe Storm, ți-am zis. Ce mă zic? Ai dat pe Nightwing aici. Da? Da. Nightwing? A venit Nightwing? E ok, și așa, știi, ai scut, ai... Știi, bă, noi a trebuit să intrăm pe sus, că uite ce era la ușă. Ah, da, nu trebuie să împingi puțin chestia aia, că... Bă, obosea, te rog frumos. Oricum el nu o să bat cu Nightwing, el o să... cu Bane, el o să stea și o să uite la noi, știi? Păi, știu că așa se uită toți. Stai, că vorbim cu el. Ai dat și tu? Da. A, nu, stai, că am mers... nu, doar ai apăsat doar tu. Hai, te subtitrare, vezi? Da. Hai că aici să închide ușa aia, nu uita. Ok. Bă, oprește, oprește, stai. Gata, hai că am venit. Uite aici, hai, intrăm? Hai. Da, hai. 3, 2, 1, PAM! Era frumos să închid în ultima secundă, știi? Da. Salut! Uite, nu seamănă normal, știi? Da. A, uite, a venit și Nightwing-ul. Hai, pe el! Pe el, pe el, pe el, pe el, pe el! Nu ia damage, ești nebun! Stai, pe el. Uite, m-am vârt, i-am dat stun! Toate vrajile! Uite, mă, bă, crești în înălțimi sau mi se pare mie? Cred că... Bă, dar e ușor să-l bați în doi, știi? E ce repede! Ia, e stun. Gata, e mort. Da, fac. A, nu, stai că am uitat că o să știi că o să-și pune și din alea pe el. Da, dacă mai are timp. Gata! Am asta! Gata, boss-ul! Adio, pe el! Bă, și mai știi că prima dată parcă ne chinuisem. Da, dacă nu, dar le chinuisem pentru că ne-a dat să-l facem la level mai mare. Știu, știu, m-am închis. De ce mi-l arată pe ăsta? Nu știu, probabil ce făcea Bane. Uite, Bane era vreun outer pe ăla, Two-Face. Ăla e Enigma. Asta e Crow Killer.
Joker, Harley Quinn. Păi ce-i făcut să lua ăla-i, vezi? Da. Stai, pinguinul. Uite, trebuie să fie și Deadpool pe undeva pe acolo. Da, înțeleg că nu, că Deadpool nu e la DC, e la Marvel. Da. E clona după Spider-Man sau ceva, ce nu se mai știu sigur. Ah, după Wolverine, după Wolverine. După Deathstroke, mă. Nu mai știu, mă. Știu că era ceva clon, era făcut după ceva. Ai văzut că ăla nu putea să moară, dar în afară că era retardat. Bă, eu nu înțeleg ce e cu aia galbenă, mă disperă. Nu știu, dar nu știu cum să ajungi la ea. Hai să stai, să explorezi asta, stai. Dar știi că primești ceva numai dacă le cercetezi pe toate, 6 sau câte sunt. Da, 6. Stai să văd și eu câte sunt. 6 sunt, sunt. Și câte ai cercetat? Am 2, am 2, mai trebuie 4. Am 3 din 6. Hai, te-ai explorat una, mă, plus toate mie. Da, oricum nu dă XP, știi? Da, e, imaginez. Bă, cred că e afară pe turn, mă gândesc punctul ăla. Da, cred că da, stai să văd. Dacă uite și pe ăsta cu robotul lui. A, nu mă, bă, punctul galben era intrarea, vere. A, da, chiar că lol. Uite, am terminat o misiune. J. Ți-a dat, ai dat și tu J? Stai, J. Da, da, complet. Am primit, avem level 10. Ia stai, ce complet? A, da. A, capa, stai, capa, chiar. Stai să vorbim cu Batman acum. E, la, apoi la... Dai să-mi bag și eu un skill. Hai, oprim? Da, hai, unde ești? Aici, vezi, urcă mai sus. Sunt pe vârf acolo. Mai, dansăm în vârf? Da. Dacă tu poți. Pot. Eu nu pot să pot... Bă, m-ai împins! Hai, eu dansez în aer, na, te las pe tine, pe ăla, hai. Îmi place... Stai că eu mă chinui aici, așa. Da, zici că plutești. Păi plutezi, nu vezi. Stai, cine trebuia să fac încheierea? Tu. Bun, dar cam asta a fost și cu această parte. Dacă chiar v-a plăcut, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și mie și lui Alex. Și până la viitoare, ce să mai zic decât... Bye, bye! Salut!